Agricultorii din țară continuă campania de recoltare. De pe câmpuri sunt adunate acum floarea soarelui și porumbul. Fermierii spun că au un an bogat, însă veniturile nu vor fi pe așteptările lor. Și asta pentru că scumpirile în lanțul de producere le vor absorbi cea mai mare parte a câștigurilor. Combinele și tractoarele lucrează de zor pe câmpuri în această perioadă. Campania de recoltare a porumbului și culturii de floarea soarelui întârzie cu aproape o lună din cauza vremii răcoroase din acest an. Anul 2021 este un an deosebit, deoarece a fost o primăvară târzie. Noi am însămânțat culturile de grupa a doua, de fapt, după 1 mai, deci în luna mai, și de aceea s-a întârziat cu recoltarea. Dacă în anii precedenți recoltam la începutul lunii septembrie, acum, după cum vedeți, recoltăm la finele septembrie. Recolta potrivit fermierului este peste așteptări. Au fost niște condiții ideale. Eu nu țin minte așa ani de favorabil. Am avut precipitații la timp unical, deci în fiecare lună câte două norme. Asta e ca din poveste. Dar sunt și minusuri, că au fost mai căldu, nu a fost cald. Și plantele, ca să dezvolte, au nevoie de o sumă de temperaturi efective. Deși vor avea parte de o recoltă bună, fermierii nu se grăbesc să facă totalurile veniturilor. Îndată după recoltare încep lucrările agricole de toamnă, unde cheltuielile vor depăși sursele bugetare. Alexandru Ierhan are în gestiune 1000 de hectare de teren arabil. Pregătirea suprafețelor pentru o nouă semănătură va necesita 100 de tone de motorină, care crește permanent în preț. De asemenea, s-au scumpit și produsele de fertilizare necesare pentru aceste lucrări. Evident că după costurile care sunt în ultimul timp, ceea ce legat de motorină, de fertilizanți, trebuia să investim mai mult, adică cheltuielile se măresc. Dacă la îngrășăminte practic dublu s-a mărit prețul, și evident și la motorină tot. Asta, de părere de rău, nu e chiar mai convenabil pentru noi, că deoarece, mă rog, avem și noi un business plan care ne-am programat anumite cheltuieli. Prețurile majorate la îngrășăminte ar putea absorbi o parte semnificativă a profitului din recolta de porumb. Alexandru Erhan spune că pentru noul an agricol are material semincer, însă va trebui să investească mai mult în produsele minerale. Astfel, agricultorul nu poate face prognoze pentru prețul la care va vinde producția pentru a-și acoperi cheltuielile. Desigur, pentru a avea un rezultat bun, o roadă bună, trebuie să faci tehnologii, și un compartiment din tehnologii este administrarea îngrășămintelor minerale. Dar porumbul este o cultură foarte care benefică la îngrășămintele minerale. Primăvară, deci, am investit undeva în jur de 2000 de lei la hectar numai pe îngrășăminte. Fermierul susține că prețul îngrășămintelor practic s-a dublat față de anul trecut. Dacă în 2020 o tonă de îngrășăminte compuse costa 8000 de lei, în acest an același produs este achiziționat cu 14000 de lei pentru aceeași cantitate.